Gândindu-mă că am dat cuvântul la destui vorbitori, da? Cred că da? Mai e cineva? Are cineva un cuvânt de spus? Nu. Vă mulțumesc. Am să mai spun eu 30-40 de secunde câteva cuvințele și după aceea vă dau cuvântul dumneavoastră de final. Dar nu trebuie să cânte puștiu? Te rog frumos. Roagă-mă. Eu sunt boss aici. O să cânte, o să cânte. Toate la rămâne. Am zis așa, am zis mai mult că le-am tăiat așa, din abundență. Bucuria inimii este ca omul să nu treacă prin viață precum gâsca prin apă, ci să se străduiască să fie om, cu majuscule, cu toate bunele și frumusețile pe care Bunul Dumnezeu le-a implementat în el. Și iată că e doar Dorinene, după ce a soldățit eroic în profesia pe care și-a ales-o sau poate i-a fost rânduită, obținut rezultate aducătoare de mulțumire și împlinire, a decis să mai soldățească acum și pe tărâmurile literaturii, adunându-și noi și noi realizări, bucurându-și sufletul, bucurându-și mama, mângâindu-i sufletul prin creațiile pe care cu dragoste și credincioșie sfântă îi le închină o de sfinte, am zis eu, omagiu mamei, un poem din pagina 22, cu 22 de strofe, înălțătoare adorație, spun eu, undeva unde vă fac profilul acolo pentru Enciclopedia Scriitor din generația 2000, foarte frumos mi-a plăcut, bucurându-te opotrivă tatăl, precum și străbunii, cărora le dedică numeroase poeme și bucurându-ne și pe noi cei care citim cărțile acum, dar și pe cei ce le vor citi. Îmi place că nu predică să spună și spune cu docilitate și verticalitate riguroasă ce gândește, spune lucrurilor pe nume, cu subiect și predicat, legat de politicile corecte actuale. Îmi place că merge, ca și mine, pe contrasens. Poate obține un premiu, nu se știe niciodată că mergi pe contrasens, nu mai am înțeleg. Așa că am zis eu mai departe, mergând ca și mine pe contrasens, îmi place că nu ascunde gunoiul sub preș, va din potrivă, prin panflete înalt și negru, altfel n-are cum omul soldat care simte și vede cum sub ocampul democrației străine se destramă credința străbună și cum paharul se umple și firesc capa revoltei dă pe afară și se revarsă. Îl încondeiază gunoiul, răbojindu-l pentru eternitate spre rușinea vânzătorilor de neam și țară și poate spre trezirea celor care bajocoresc și dezbină poporul român cu mizeriile lor și de ce nu poate, sper eu, spre trezirea poporului adormit. Am scris asta și am publicat într-o revistă, nu mai știu care, Convorbiri Literare Artistice, și pentru că îl consider pe domnul Iene un soldat destoinic, i-am oferit această miniatură care este pictată de mine, nimeni nu mai pictează așa ceva, presupun. Și eu dăruiesc cu toată dragostea în care